Cupa de Rugby Steaua București a câștigat sâmbătă ediția 2019 a Cupei României după ce a învins în finala de la Brașov pe Timișoara Sara Sans cu 22-19. Chiar dacă au adus trofeul în Ghencea după o pauză de 6 ani, rugbiștii de la Steaua nu au intrat încă în vacanță. Elevii lui Dănuț Dumbravă fac antrenamente în complexul sportiv Steaua până săptămâna viitoare, în timp ce Cupa României se odihnește cu minte în vitrina cu trofee. Am avut o perioadă foarte mare de așteptat pentru a câștiga un trofeu. Este un lucru foarte important acest trofeu pentru noi, ne bucurăm foarte mult și ne motivează în continuare pentru a lupta pentru câștigarea campionatului. Ați adus vorba de campionat, acolo Baia Mare a bătut Steaua de două ori în sezonul regulat, sigur, totul se va decide în primăvară. Vă gândiți la întăriri? Într-adevăr, vrem să mai aducem 2-3 jucători în posturile care ne lipsesc. Știm că Baia Mare este o echipă puternică, este o contracandidată a noastră serioasă la câștigarea acestui trofeu, dar și anul trecut au fost cei care ne-au învins în marea finală. Sperăm ca să fim cât mai omogeni la sfârșit de sezon și cu jucătorii care vor veni să ne aducem acest trofeu. Cu 17 puncte reușite, cel mai bun marcator al echipei militare în finala cu Timișoara Sarasans a fost Florin Vlaicu. Centrul stelist este fericit că a pus umărul la un nou succes al roșialbaștrilor și crede că este posibil ca formația pregătită de Dănuț Dumbravă să cucerească în primăvară și titlul de campioană. A fost ca o finală, cum sunt toate finalele disputate, după cum ați văzut s-a jucat până în ultima secundă și ne bucurăm că după această perioadă lungă de secetă am reușit să câștigăm această cupă. Sunt fericit, mă bucur că am reușit să-mi aduc aportul la această victorie. Vă urez sărbători fericite alături de familiile voastre, alături de familia Steaua și sperăm ca anul viitor împreună să câștigăm acest campionat. Echipa de rugby Steaua București va avea vacanță din 9 decembrie până pe 20 ianuarie 2020, iar prima competiție de anul viitor va fi Cupa Regelui. Dați distribuire masivă aici, se vadă trofeul. Să se vadă trofeul aici, distribuirea. Italam.